salut excelențelor, sunt Dinu Popescu, iar tu urmărești Controvers TV. Astăzi vreau să vorbim despre cărți, pentru că e important în viață să citim, dar și mai important, cred eu, este și ce citim. Asta pentru că trăim noi așa în secolul vitezei, în care atenția ne este distrasă de foarte, foarte mulți factori. Vorbim de televiziuni, de vloguri, de Netflix, de foarte multe cărți inclusiv pe care le avem la dispoziție, de ieșire în oraș, de conversații cu prietenii, astfel că timpul pentru a lectura este tot mai mic și de aceea, sigur, cu toții ne dorim ca să avem acces la cele mai bune cărți de pe piață care ne sunt utile pentru dezvoltarea noastră personală în raport cu momentul în care ne aflăm în viață. De când am început să studiez psihologia și dezvoltarea personală, mulți oameni mi-au cerut de-a lungul timpului diverse recomandări de cărți, mai ales că eu și postez constant pe Instagram fie cartea pe care o citesc în momentul respectiv și cu un citat sau cu un paragraf din carte. Astfel că astăzi o să fac un top 10 recomandări de cărți despre psihologie și dezvoltare personală. În primul rând vreau să spun că e vorba de 10 cărți pe care le-am ales pentru ca să fie utile oricui, pot fi citite de oricine din punctul meu de vedere, de la vârsta de 14-13 chiar ani în sus și apoi recitite. Sunt exact acele cărți în care sunt convins că vei găsi toate informațiile necesare care să îți folosească pentru a te cunoaște pe tine mai bine și, bineînțeles, pe ceilalți, pentru a relaționa mai bine cu oamenii și pentru a descoperi puterea ta interioară. Aceste cărți pe care ți le voi prezenta astăzi sunt cărți pe care eu le-am citit și pe unele chiar recitit de-a lungul timpului. Nu o să-ți fac un top în ordinea descrescătoare sau crescătoare, de la cea mai bună la cea mai puțin bună. Toate sunt cărți esențiale din punctul meu de vedere. Am ales cărți pe care să poți să le citești ușor, cărți care sunt scrise într-un limbaj uzual, nu într-un limbaj de specialitate, cărți în care vei găsi foarte multe informații utile despre tine și, bineînțeles, despre oamenii din jurul tău. Înainte să încep, vreau să-ți mai fac o recomandare. În caz că nu ai deja aceste cărți în bibliotecă, îți recomand să le cumperi accesând site-ul elefant.ro. Nu este o sponsorizare, nu e publicitate plătită, însă îți recomand acest site deoarece am observat de-a lungul timpului că au cele mai bune prețuri în raport cu alte librării online sau fizice din România și de multe ori au și weekenduri de tipul Black Friday sau nopți cu reduceri de până la 90%. Bun. Acestea fiind spuse, prima carte pe care ți-o recomand este în top 3 cărți preferate de mine din toate timpurile. Este vorba despre Sapiens, scurtă istorie a omenirii. Acum sigur că o să mă întrebi ce legătură are istoria cu psihologia și dezvoltarea personală. În cartea asta are foarte multă legătură pentru că parcurgând această carte vei descoperi întreaga evoluție a speciei umane de la primii oameni până astăzi, modul în care noi am reușit să conlucrăm, să colaborăm, modul în care am parcurs distanțe mari de timp acum, zeci de mii de ani, modul în care am dominat celelalte specii și am devenit cea mai inteligentă specie și cea mai dezvoltată din punct de vedere tehnologic și cognitiv, bineînțeles, de pe pământ. Este o carte ușor de parcurs, o carte foarte bine documentată de profesorul Yuval Noah Harari. Nici nu are foarte multe pagini, în total sunt vreo 300 și ceva fără bibliografie, iar odată ce o parcurgi o să reușești să înțelegi mai bine de ce oamenii se comportă așa cum se comportă. Sunt convins că poate și tu ai spus de multe ori, nu poți să înțeleg pe oameni, ce dracu e în capul lor sau de ce oamenii sunt așa cum sunt. Ei bine, parcurgând cartea asta vei înțelege cum am ajuns noi în vârful lanțului trofic unde ne aflăm astăzi, de ce suntem acolo și vei afla foarte multe lucruri interesante despre dezvoltarea ta personală, despre psihologia umană și despre tine. După ce parcurgi această carte, dacă vrei să mai citești și altceva în afară de etichete de șampon, o să-ți recomand și a doua carte. Este tot vorba de profesorul Yuval Noah Harari, Homo Deus, scurtă istoria viitorului. Aici în titlu avem un oximoron interesant, o asociere de cuvinte opuse, istorie a viitorului.
Despre ce este vorba concret în această carte și înainte să spun, vreau să fac o paranteză și să-ți recomand un lucru. De câte ori găsești o carte scrisă de un autor care chiar te captează, îți captează atenția, te captivează, zici, wow, ce carte faină, îți recomand să citești toate cărțile scrise de autorul respectiv, pentru că, practic, parcurgându-i cărțile, vei ajunge să ai acces la întregul lui univers interior. Gândește-te că să citești toate cărțile unui autor e ca și cum ai sta o săptămână, noapte de noapte, la șpriț cu omul respectiv și el ți-ar descărca în mintea ta toate cunoștințele lui. Revin așadar, Homo Deus, scurtă istoria viitorului, dacă în Homo Sapiens, scurtă istoria omenirii, avem de a face cu prezentarea modului în care noi, specia Sapiens, apropo, Sapiens înseamnă om înțelept, am evoluat și am ajuns să acaparăm, să preluăm puterea pe planetă. În Homo Deus, autorul, sigur, tot în mod documentat, factual, face predicții cu privire la acest secol și la cele care urmează. De ce este important asta pentru dezvoltarea ta personală? Păi, gândește-te cum a evoluat societatea și prin societate mă refer și la tine și la mine în ultimii 10 ani. Ce telefon foloseai tu acum 10 ani? Intrai pe Facebook? Sau dacă intrai zilnic și petreceai la fel de mult timp, aveai WhatsApp? Nu aveai, pentru că nu exista. Aveai Instagram? Nu aveai, pentru că nu exista. Aveai TikTok? Nu aveai, pentru că nu exista. Iată cât de multe lucruri, și aici mă refer doar la aspectele de zi cu zi ale vieții noastre, astăzi, prima oară când te trezești, intri pe Facebook și pe Instagram. Acum 10 ani nu făceai asta. Deci, iată cât de multe lucruri s-au schimbat în 10 ani. Aici autorul face un periplu prin laboratoarele de biotehnologie, neuroștiință și prin toate locurile din lume în care se cercetează cu privire la viitor, față de alte cărți în care diversi futurologi se duc în zona SF și încep să elucubreze, în această carte, scrisă tot la fel într-un limbaj extrem de uzual, nu unul soporific, științific, de academician, autorul vorbește despre cum se dezvoltă societatea umană astăzi. Toate schimbările din viața noastră, nu doar cele tehnologice, chiar și cele care se petrec la nivel psihologic, modul în care să ne fie mai ușor să le înmagazinăm și modul în care să ne descurcăm cu ele pentru ca să știm ce ne așteaptă. Îți repet, gândește-te la cum arăta viața ta acum 10 ani, câte lucruri care astăzi deja au devenit o obișnuință, nu existau, și imaginează-ți cum va arăta în 20 de ani sau în 30 de ani. Asta vei regăsi în această carte, o lectură foarte ușoară de parcurs. Dacă te atrage și te ambiționezi, poți să o citești chiar într-o zi pe plajă. O să-ți dau câteva citate. Apropo, îți mai fac o recomandare. Când citești o carte, să ai întotdeauna un marker în mână și poate chiar un stilou și să subliniezi pasajele interesante. Știu că o să fie oameni care o să-ți spună, da, dar stai că strici cărțile. Nu, asta e o aberație. Cărțile sunt făcute pentru a fi subliniate, pentru ca să-ți extragi idei din ele, să te întorci la ele. De asta nu-ți recomand niciodată să împrumuți cărți sau să cer cărți cu împrumut. Eu nu împrumut cărți, nu cer cărți de la alții, fac investiția aceea de 30-50 de lei, chiar mai mult în unele cazuri, îmi cumpăr o carte pentru că vreau să o subliniez, să subliniez pasajele care mi se par interesante. Uneori chiar fac adnotări pe margine sau sunt cărți care la final au câteva pagini albe pe care pot să scrii ce ai extras tu din carte. Îți recomand să faci asta pentru că vor fi momente în care îți vei dori să te întorci la anumite idei dintr-o carte și astfel îți va fi mult mai ușor. Conform psihiatriei moderne, numeroase voci interioare și dorințe autentice nu sunt altceva decât produsul dezechilibrelor biochimice și bolilor neurologice. Oamenii care suferă de depresie clinică, depresia boala secolului 21, renunță în repetate rânduri la cariere promițătoare și la relații sănătoase, deoarece o defecțiune biochimică îi face să vadă totul în culori întunecate. În loc să ascultă aceste voci interioare atât de destructive, ar putea fi o idee bună să le reducă la tăcere. Și cum poți face asta, vei regăsi în această carte și multe alte informații interesante. A treia carte pe care vreau să ți-o recomand este cartea mea preferată din domeniul acesta al dezvoltării personale și al psihologiei. Este vorba despre Arta subtilă a nepăsării, o carte scrisă de Mark Manson, care paradoxal nu este psiholog, dar știe foarte multe despre psihologie. O metodă non-conformistă pentru o viață mai bună. Cartea în original în engleză se numește The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Dacă citești în engleză, îți recomand să cumperi varianta originală. Dacă nu este ok, să citești și varianta în română. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună carte despre dezvoltare personală pe care o vei găsi în acest moment pe piață. Ce vei regăsi în această carte? Ei bine, în carte vei regăsi foarte multe detalii despre cum funcționează creierul tău, despre modul în care tu ți-ai format personalitatea. Noi toți ne-am format personalitatea și astăzi, pe lângă personalitatea noastră care ajunge și creierul nostru care ajung să fie bombardate zilnic cu informații, cu știri, cu tehnologie, cu diverse surse de distragere, ajungem să devenim anxioși, depresivi, să avem gânduri negative, să nu mai fim productivi. Cartea asta îți vorbește în detaliu despre lucrurile astea, despre tendința noastră tot mai mare ca oameni de a dramatiza toate aspectele vieții și cum să rezolvăm acest fapt. Și de asemenea este o carte excelentă în situațiile în care te afli în momente de restriște, în puncte în care te simți disperat, simți că viața nu mai are rost, că e de rahat și că totul este negru în jurul tău. Citind această carte vei primi șutul în fund de care în momentul ăla ai nevoie ca să mergi înainte. Vreau să-ți citesc un paragraf din această carte care sună în felul următor. Oameni buni, lucrurile funcționează în felul următor. Într-o zi veți da ortopopii. Știu că e ceva evident, dar am vrut doar să vă reamintesc asta în caz că poate ați uitat. Voi și toți cei pe care îi cunoașteți veți muri destul de curând. Iar în răstimpul scurt dintre acum și atunci, cantitatea de griji pe care vi le puteți face din cauza vieții este limitată. De fapt, e foarte limitată. Dacă vă învârtiți de colo-colo îngrijorându-vă despre tot și toți fără a gândi sau a lua decizii conștient, atunci sunteți terminați. Aceasta este a treia carte de pe listă și urmează cartea a patra, tot de la Mark Manson. V-am spus, când găsiți un autor care vă place, citiți toate operele lui. Arta subtilă a disperării este continuarea primei cărți și vă recomand să le citiți în această ordine. Prima oară Arta subtilă a nepăsării, apoi Arta subtilă a disperării. Asta e o carte despre speranță. Dacă în prima situație aveam o metodă nonconformistă pentru o viață mai bună, aici avem o carte despre speranță. Practic, ce ne facem atunci când constatăm că totul în jurul nostru nu mai are sens, că astăzi superficialitatea acaparează tot mai mult viața noastră cotidiană, că suntem bombardați de diverse informații, mai mult sau mai puțin fără sens, că trăim, de exemplu, în momente de incertitudine, chiar astăzi, cum să ne regăsim speranța. Și de aici o să vreau să-ți citesc un concept interesant, se numește adevărul inconfortabil. Mi s-a părut foarte simpatic. Spune în felul următor. Dacă aș lucra la Starbucks, în loc să scriu numele clienților pe pahare, știi că la Starbucks când te duci te întreabă ce nume ai, dai 20 de lei pe cafea, te cheamă Andrei și se scrie Andrei pe pahar ca să faci poză să o pui pe Instagram. Deci dacă aș lucra la Starbucks, în loc să scriu numele clienților pe pahare, scrie următoarele. Într-o bună zi, tu și toți cunoscuții tăi veți muri. Asta spunea și în prima carte. Și nimic din ce ai spus sau ai făcut în timpul vieții nu va conta decât o perioadă foarte scurtă pentru un grup restrâns de oameni. Asta e un adevăr irefutabil. Nici faptul că eu filmez vlogul ăsta acum, care poate pe tine te ajută și dacă te ajută, te rog să dai un like și un subscribe, nu va conta foarte mult după ce eu sau tu nu vom mai fi aici. Îți vei aminti la un moment dat, a fost unul care mi-a făcut niște recomandări mișto de cărți pe YouTube, le-am citit pe o parte din ele sau pe toate, dar asta nu va conta foarte mult timp. Iată adevărul inconfortabil al vieții. Pe scurt, adevărul ăsta inconfortabil e că toți crăpăm la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Orice fapt sau spui e doar o formă elaborată de evitarea acestui adevăr. Suntem praf de stele lipsite de importanță care se agită și se învârte frenetic pe un punct albastru minuscul. Ne imaginăm că suntem buricul lumii, ne inventăm un rost, suntem nimic. Să vă pice bine prostia aia de cafea. Acum, poate o să te descurajez să citești cartea asta, însă de la această afirmație, în care sigur vei considera că este foarte mult cinism acolo, deși e foarte mult adevăr, vei ajunge să regăsești exact metodele ca adevărul ăsta inconfortabil al vieții, și anume finitudinea fiecăruia dintre noi, să devină mai puțin problematic și să descoperi lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Trec la a treia carte. Este vorba despre Eckhart Tolle, Puterea Prezentului. Este cartea care mie personal mi-a schimbat cel mai mult viața până acum. Și toți oamenii cărora le-am recomandat această carte mi-au confirmat că este revelatoare. Ce descoper în această carte este sintetizat într-o propoziție: cum să-ți gestionezi gândurile și cum să te disociezi de gândurile tale. Cercetările arată că noi avem în medie cam 50.000 de gânduri pe zi. Enorm de mult. Ne vorbim într-una în capul nostru.
Unele sunt gânduri benefice, pozitive, altele sunt gânduri negative, altele sunt gânduri anxioase, nu o să fiu suficient de bun, o să dau greș, nu o să reușesc, aoleu, ce mă fac? În diverse situații. E foarte important modul în care noi ne vorbim în capul nostru, pentru că asta ne influențează și personalitatea și modul în care relaționăm cu ceilalți și succesele sau eșecurile noastre, pentru că în funcție de gândurile pe care noi le avem, știm ce putem sau nu să facem, dar în final noi putem să facem tot ce ne propunem, dacă știm cum să ne gândim la asta în termeni favorabili și benefici. De exemplu, ce e eșecul în final? Pentru un om cu o gândire, să nu-i spunem negativă, că nu-mi place neapărat formularea, pentru un om cu o gândire necultivată într-un sens pozitiv realist, eșecul este o tragedie. Ai eșuat, s-a terminat viața, ești groaznic, nimeni nu te vrea, nu știi să faci nimic bine. Dar pentru alți oameni, pentru oamenii de succes, eșecul este doar o treaptă de urcat în drumul către succes. În această carte vei învăța de ce gândești, de ce ai gânduri și cum să le gestionezi, disociindu-te de ele, pentru ca să te conectezi la adevărata ta forță interioară, care nu este în gândurile pe care creierul tău le gestionează, este cumva corelată cu tot ceea ce există în univers. De la puterea prezentului trecem la următoarea carte, din nou Totecar, Un Pământ Nou. Este continuarea primei cărți, Puterea Prezentului. Dacă în Puterea Prezentului te învață practic precum un guru spiritual, precum un șaman, cum să îți identifici gândurile, cum să le observi din postura observatorului din exterior și cum să te disociezi de ele, în această carte vei învăța în mod practic ce să faci în momentul în care simți că toate aceste gânduri te bombardează, cum să faci liniște în haosul cotidian care ne înconjoară pe toții astăzi. Îți recomand la fel să le citești în ordinea asta, prima oară Puterea Prezentului, apoi Un Pământ Nou. Este foarte important să le citești pe amândouă, pentru că odată ce le vei termina de parcurs, vei înțelege mult mai multe lucruri despre tine și despre lume. Următoarea carte este o descoperire recentă de-a mea, am citit-o anul trecut destul de repede, în aproximativ 2 zile. Se numește Cum să dai peste fericire sau Stumbling on Happiness, a profesorului Daniel Gilbert, profesor la Oxford de psihologie, dacă țin bine minte, un cercetător reputat. În ciuda titlului, care s-ar putea să-ți sune așa, carte motivațională care încearcă să stoarcă resursele din tine, nu este deloc, niciuna dintre aceste cărți nu e genul acela de carte de dezvoltare personală scrisă ca să ocupe un loc pe rafturi sau ca să reprezinte prin titlu un mod de a atrage vânzări, dar în conținut să fie goală. Sunt cărți în care vei regăsi toate informațiile relevante, atât pentru dezvoltarea ta cognitivă, cât și emoțională, pentru că știi că avem și partea de IQ și partea de EQ, dar și pentru a-ți îmbunătăți relația cu tine și relația cu ceilalți. În cartea aceasta, profesorul Daniel Gilbert tratează subiectul fericirii. Vezi tu, noi toți ne dorim în viață să fim fericiți. Cumva ăsta este dezideratul suprem al omenirii. Fericirea. Facem în fiecare zi apologia fericirii, o avem în gură, ne dorim în permanență, dar nu o atingem niciodată. Profesorul Daniel Gilbert analizează în această carte ce este de fapt fericirea, încearcă să-ți dea câteva definiții autentice ale conceptului de fericire, dincolo de ceea ce oamenii interpretează prin acest cuvânt la nivel abstract, și cum să reușești să atingi această stare, însă o să ai mari surprize citind această carte, pentru că nu vei fi învățat în mod autentic cum să devii fericit, ci vei învăța cum să accesezi la o stare care, spre deosebire de fericire, nu depinde de factorii exteriori, pentru că astăzi, dacă eu câștig la loto, voi putea spune pentru un moment, ei, sunt fericit, dar apoi de la bani apar problemele, de la probleme apare, sau chiar dacă nu apar problemele, apare plictiseala, apar stresul, apar rutinele, lucruri care te fac să ieși din zona de fericire. E bine, în cartea asta vei învăța cum să dai peste fericire printr-un mod în care nu se va mai păsa de fericire, ci regăsind o formă autentică, o formă mai perenă decât acest cuvânt abstract, fericirea, prin care să regăsești pacea, împlinirea și bunăstarea interioară. Numărul 7 în lista de recomandări este o carte a lui Johan Hari, Legături Pierdute. Mai devreme am vorbit despre fericire. Ei bine, cartea asta este despre depresie.
Cum spuneam mai devreme, trăim într-o perioadă în care vedem, conform studiilor, că atât anxietatea cât și depresia cresc constant. Asta paradoxal, deși dacă ne raportăm la nivelul de bunăstare al lumii față de acum 30-40 de ani, avem mai mult acces la tehnologie, mai multă bunăstare, în sensul în care sunt mai puțini oameni care trăiesc în sărăcie, cu mijloace minime pentru subzistență sau ineficiente pentru subzistență. Avem tot mai mult confort în jurul nostru, tot mai mult timp liber și cu toate astea suntem tot mai triști, mai anxioși, mai depresivi. A crescut foarte mult numărul cazurilor de anxietate și depresie în rândul adolescenților. Așa că Johan Hari, un jurnalist excepțional, a studiat timp de câțiva ani cauzele reale, spune el, ale depresiei și soluții uimitoare. Astăzi, când ți se vorbește de anxietate și depresie, prima dată te gândești la ce pastile să iei sau ce droguri să iei pentru ca să îți suprime această stare. În această carte vei afla exact cum și de ce creierul tău provoacă stările de anxietate și depresie și, bineînțeles, soluțiile care sunt cu adevărat eficiente, dincolo de ceea ce ți se bagă pe gât prin diverse reclame sau medii. Chiar dacă nu ești psiholog, psihoterapeut sau nu ai nicio legătură cu acest domeniu, este o carte pe care dacă măcar o singură dată în viață te-ai simțit anxios, te-ai simțit depresiv, trist, deznădăjduit, poate ai avut gânduri suicidare, poate ai simțit că lumea n-are sens, este esențial să o citești și să o redescoperi din când în când pentru ca să înțelegi de ce creierul tău funcționează cum funcționează și cum poți influența asta, pentru că în final ceea ce ne face oameni este exact această abilitate excepțională pe care o avem și pe care nu o conștientizăm, de a ne transforma viața prin transformarea modului în care gândim și în care ne raportăm la viață. Următoarea carte pe listă este Psihologia persuasiunii, despre influențare, putere de convingere și cum să te aperi de manipulare. Mie nu-mi place neapărat acest termen manipulare și m-au întrebat de multe ori oameni, spunem cum să manipulez, ești psiholog, spunem cărți despre manipulare, spunem strategii de manipulare, prefer să folosesc termenul persuasiune, să spun că psihologii nu influențează, ei nu manipulează, ei influențează. În cartea asta este interesantă pentru dezvoltarea ta personală pentru că este ușor de citit în primul rând, o poți citi lejer pe plajă sau în una, două nopți în care poate n-ai somn și n-ai chef să mergi să bei, că tot în perioada asta se stă destul de mult în casă. Este o carte în care vei regăsi foarte multe strategii folosite în marketing, în publicitate, în PR, prin care cei din jur vor să te convingă pe tine să răspunzi la anumit stimul. Vei regăsi toate aceste strategii care sunt studiate de mai bine de 100 de ani, modul în care le poți aplica și tu în viața ta pentru ca să-i influențezi, ca să nu spune manipulezi pe ceilalți, și cum să te aperi sigur de cei care astăzi știu deja aceste strategii și fac tot posibilul ca să te influențeze sau să te manipuleze, cum ar fi politicienii, companiile de publicitate și așa mai departe. E o lectură în care vei regăsi foarte multe exemple și cumva asta te va ajuta și ulterior când vei ieși la o bere, la o cafea cu prietenii, vei putea vorbi foarte mult pe baza exemplelor din această carte. Iar ultima carte pe care o am aici și vreau să ți-o recomand se numește Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Este o apariție recentă la editura Introspectiv, editura 3, scrisă de doi japonezi, Ikiro Kishimi și Fumitake Koga, habar n-am dacă am pronunțat bine, cum să fii liber, să-ți schimbi viața și să fii cu adevărat fericit. Cartea este scrisă sub formă de dialoguri. Este un dialog între un filozof, un înțelept și între un discipol de-al lui care vine pentru ca să îi contrazică teoriile despre viață și fericire. Este o carte care, fiind scrisă sub forma unui interviu, este la fel foarte ușor de parcurs și în care vei descoperi, pe baza psihologiei adleriene, foarte multe idei interesante pe care alte ramuri ale psihologiei nu le tratează, nu le abordează în cursul studiilor respective și în care practic vei găsi metode concrete țintite ca de astăzi, din momentul în care citești fiecare pagină, să le aplici în viața ta
și să găsești prin intermediul lor puterea interioară de a-ți transforma prezentul dintr-o clipă în care stai și te gândești fie la problemele pe care le ai, fie la cât de nașpa e totul sau poate că nu la cât de nașpa e totul, dar la cât de fain ar fi viitorul, să faci din prezent acel viitor minunat și sublim la care mereu tot aspiri, dar nu ajungi niciodată să-l trăiești. Înțelegem ce putem schimba și ce nu putem schimba caracteristicile cu care ne-am născut, dar putem prin forțe proprii să încercăm să schimbăm modul în care ne folosim de ele. În cazul acesta trebuie să ne concentrăm numai asupra lucrurilor care pot fi schimbate, nu pe cele care nu pot fi schimbate. Iată ce numesc eu acceptare de sine. Acceptă ce nu poate fi înlocuit, acceptă-te așa cum ești și ai curajul de a schimba ceea ce se poate. Asta e acceptarea de sine. Practic, esența cărții este să accepți ce nu poți schimba și să schimbi ce poți schimba, însă dincolo de această scurtă propoziție prin care eu ți-am sumarizat tot ce găsești în aceste rânduri, aici găsești și modul în care să faci asta. Bun, acestea au fost cele 10 cărți. Data viitoare îți voi vorbi despre 10 cărți despre seducție și manipulare, că tot sună bine. Ce vreau să te rog pe tine este ca, dacă ai simțit că acest clip ți-a fost util, înainte să ieși, să-mi lași și mie în comentarii o recomandare de carte care ți-a plăcut ție, iar dacă le-ai citit pe astea, o să te rog să fie alta în afară de asta. Chiar sunt foarte curios să știu ce cărți te-au inspirat pe tine, pentru că aș vrea sigur și eu să le parcurg. Să dai un like la acest clip și poate un share pentru ca să descopere și alții. Îți mulțumesc foarte mult că ai urmărit. Ne vedem data viitoare. Bye!